Procedura de ridicare a vehiculelor staționate sau oprite neregulamentar pe partea carosabilă nu poate fi reglementată prin hotărâri ale consiliilor locale, a stabilit azi în alta curte de casație și justiție. Decizia vine ca urmare a sesizării recente a avocatului poporului referitoare la faptul că instanțele de judecată se pronunță în mod diferit asupra legalității hotărârilor consiliilor locale de ridicare a mașinilor parcate neregulamentar. Potrivit instanțelor judecătorești, hotărârile consiliilor locale au fost adoptate cu depășirea competenței ce revine consiliilor locale și sunt contrare prevederilor Actelor normative cu forța juridică superioară.